acest curs urmează să învățăm despre cum să-ți pregătești proprietatea pentru vânzare. Vom învăța și marketarea proprietății. Urmează să mai discutăm și despre gestionarea vizionărilor și negocierilor, cum să-ți închizi tranzacția și aspecte post-vânzare. Haideți să începem cu primul capitol, pregătirea proprietății pentru vânzare. În acest capitol vom învăța despre evaluarea proprietății, îmbunătățiri și reparații și partea de staging, pregătirea pentru vizionare. Și începem cu, cu primul pas, evaluarea proprietății. Haideți să vedem cum învățăm să facem o analiză de piață. În primul rând, cercetează piața imobiliară locală pentru a înțelege prețurile actuale. Folosește site-uri de specialitate și compară proprietăți similare în ceea ce privește locația, dimensiunea și caracteristicile determinarea prețului corect. Aici trebuie să setezi un preț competitiv bazat pe evaluările comparabile. Dacă nu te descurci, poți apela la un evaluator profesionist dacă este necesar. Trecem la îmbunătățiri și reparații. Reparații necesare. Identifică și efectuează reparațiile minore, cum ar fi vopsitul pereților, repararea ușilor, schimbarea robinetelor stricate, îmbunătățiri estetice. Consideră că este necesar să faci investiții în îmbunătățiri simple, care pot adăuga valoare, cum ar fi schimbarea mânerelor ușilor, modernizarea luminilor sau reamenajarea peisagistică. Staging, aici discutăm despre pregătirea pentru vizionare, curățenie și organizare. Eliberează spațiile de obiectele personale și asigură-te că fiecare cameră este curată și organizată. Depersonalizare. Înlocuiește obiectele personale cu decoruri neutre pentru a permite potențialilor cumpărători să-și imagineze viața în casă. Îmbunătățiri de prezentare. Consideră adăugarea unor accesorii care să ofere o atmosferă primitoare, cum ar fi flori proaspete, perne decorative sau iluminat ambiental. Pentru a vinde, cu siguranță trebuie să faci o marketare eficientă a proprietății. Pentru asta, în acest capitol, vei învăța despre fotografiile profesionale, despre cum să scrii un anunț imobiliar atractiv. Vei învăța care sunt platformele de publicare și de publicitate unde vei putea să-ți faci reclamă pentru a promova proprietatea. Primul pas, legat de fotografiile profesionale. Trebuie să știi că pentru a vinde, trebuie să faci fotografii de o calitate cât mai bună, pentru a atrage privirea potențialilor cumpărători. Pentru asta, angajează un fotograf profesionist specializat în imobiliare. Imaginile de calitate atrag mai mulți potențiali cumpărători. Cel de-al doilea pas este să ne pregătim pentru fotografiere. Pentru a pregăti proprietatea pentru fotografiere, asigură-te că proprietatea este curată, ordonată, aerisită și bine iluminată în ziua ședinței foto. Acum că avem și fotografiile, este momentul să facem anunțul. Pentru asta, trebuie să ne gândim cum să creăm un anunț atractiv. Primul pas este să ne gândim la un titlu captivant. Creează un titlu care să evidențieze punctele forte ale proprietății. De exemplu, vilă spațioasă cu grădină mare și priveliște deosebită. Cum îți sună titlul ăsta? Avem titlu, este momentul să creăm și anunțul. E important să faci o descriere cât mai detaliată. Include informații despre locație, facilități, dimensiuni, compartimentare, îmbunătățiri recente și orice alte caracteristici relevante. De asemenea, trebuie să te gândești la niște cuvinte cheie pentru a fi cât mai eficient. Utilizează cuvinte cheie care să atragă atenția cumpărătorilor, cum ar fi de exemplu, renovat, recent, aproape de școli, acces facil la transportul public. Acum este momentul să vedem unde publicăm. Avem text, avem Poze, este momentul să discutăm despre platformele de publicare. Și prima variantă sunt site-urile de anunțuri imobiliare. Publică anunțul pe principalele site-uri imobiliare din România. Publică pe OLX, pe imobiliare.ro, pe Storia, pe Imoradar24, la Jumate, Homes, Publi24, Romimo, etc. De asemenea, social media a devenit un jucător extrem de important în domeniul imobiliar. Așa că filmează clipuri video și folosește platforme precum Facebook, Facebook Marketplace, Instagram, TikTok. X, Pinterest, Google Business și LinkedIn pentru a distribui anunțul. Grupurile locale de Facebook pot fi un loc eficient pentru a ajunge la potențialii cumpărători. Poți căuta pe Facebook Marketplace anunțuri cu proprietăți similare și să verifici în comentarii clienții interesați de imobilele respective, cărora să le trimiți și tu linkul cu proprietatea ce se vinde. O altă modalitate este de a organiza un eveniment open house poți să-ți intermediezi proprietatea organizând un eveniment open house, unde să poată participa toți cei interesați de o proprietate ca a ta. Pentru a face reclamă evenimentului, îl poți promova pe Facebook, Google și prin pliante în cartierul unde locuiești. La eveniment să pregătești niște materiale cu descrierea proprietății, ceva de ronțăit, și suc. Odată ce invitații îți calcă pragul, să te ocupi de ei, să le prezinți proprietatea din punct de vedere al nevoilor pe care ei le au. O altă modalitate este aceea de a împărți pliante și afișe în zonă. În zonele cu trafic intens sau în cartierul tău poți distribui pliante sau afișa anunțuri. De asemenea, pe proprietate poți atașa un banner sau un colant cu mesajul de vânzare și numărul de telefon unde vrei să fii contactat. În următorul capitol vom învăța despre gestionarea vizionărilor și negocierilor. Cuprinde organizarea vizionărilor, managementul comunicării și verificarea documentelor. Organizarea vizionărilor. Programarea vizionărilor oferă flexibilitate potențialilor cumpărători. Încearcă să stabilești întâlniri în momentele zilei când proprietatea arată cel mai bine. Prezentarea proprietății. Pregătește un tur ghidat al casei, evidențiind punctele forte ale fiecarei camere. Fii amabil și răspunde la toate întrebările. Află-i nevoile și asigură-te că ești în siguranță, în cazul în care cei care îți vor trece pragul au intenții care te-ar putea pune în pericol. Oferă-le o prezentare printată cu toate caracteristicile, avantajele și beneficiile imobilului, unde să apară și datele de contact ca să-i rămână informațiile clientului, ca să poată el să recitească detaliile și să poată reflecta la o decizie în privința proprietății. Managementul comunicării. Răspunsuri prompte. Fi rapid și transparent în răspunsuri. Oferă toate informațiile necesare fără a ascunde posibile probleme. Negocierea prețului. Studiază trendurile actuale în domeniul imobiliar pune la punct cu legislația din domeniul imobiliar și fii pregătit să negociezi. Cunoașteți limita minimă și fii deschis să faci mici compromisuri, în cazul în care este necesar, bineînțeles. Detașează-te de amintirile și emoțiile pe care le-ai trăit în imobil și de părerile de rău legate de vânzare și negocează într-un mod profesionist, raportat la trendurile actuale și la piața din domeniul imobiliar pentru a avea o negociere eficientă cu potențial maxim de vânzare. Verificarea documentelor. Documente necesare. Asigură-te că toate actele proprietății sunt în ordine. Acestea includ act de dobândire, certificatul energetic, cf ul actualizat, adeverința de la administratorul blocului, care trebuie să conțină ștampila din partea președintelui și administratorului, plus semnături cu cheltuielile achitate la zi, certificat de căsătorie sau certificat de deces sau sentința de divorț după caz, actele de identitate ale proprietarilor și după caz ale uzufructului, certificatul fiscal. Extras de cont unde se vor vira banii, facturi de utilități și, după caz, alte acte solicitate de către notar. Verificarea cumpărătorului. Înainte de a accepta o ofertă, asigură-te că potențialul cumpărător are finanțarea necesară sau aprobarea prealabilă a creditului ipotecar. Acum că ai reușit să și negociezi prețul proprietății. A sosit și momentul să încheiem tranzacția. Pentru a închide tranzacția, mai întâi trebuie să parcurgem câțiva pași. Trebuie să acceptăm oferta, trebuie să semnăm contractul de vânzare-cumpărare și să predăm proprietatea. O să discutăm acum despre acceptarea oferte. Haideți să vedem ce trebuie să știți voi despre acceptarea ofertei. Un lucru important este revizuirea ofertei. Analizează toate ofertele primite și compare nu doar prețul, ci și condițiile. De exemplu, data de închidere, finanțare, clauzele speciale. Trecem la pasul următor, acordul preliminar. Poți încheia un acord preliminar cu cumpărătorul care să stipuleze termenii vânzării până la finalizarea tranzacției. De exemplu, antecontractul de vânzare-cumpărare. Acum vom trece la pasul următor, la contractul de vânzare-cumpărare. Haideți să vedem ce trebuie să știm aici. Trebuie să aveți o colaborare cu un notar. Apelează la un notar public pentru redactarea și autentificarea contractului de vânzare-cumpărare. Pasul următor este să discutăm despre aspectele legale și fiscale. Fi informat despre taxele și impozitele implicate în tranzacție. Notarul te va ghida în acest sens. A sosit și momentul să predăm proprietatea. Pentru asta trebuie să întocmești un proces verbal de predare-primire. Aici asigură-te că la predarea cheilor se întocmește un proces verbal de predare-primire a bunurilor și a actelor legate de proprietate. A sosit și momentul să treci utilitățile de pe tine pe nou proprietar. Așa că transferă contractele pentru utilități, apă, gaz, electricitate pe numele noului proprietar. Am ajuns și la ultimul capitol al acestui curs și anume aspecte post-vânzare care cuprinde înregistrarea la autorități. Înregistrarea vânzării. Notarul se va ocupa de înregistrarea tranzacției la cartea funciară, dar este important să verifici că acest lucru a fost făcut. Achitarea taxelor. Asigură-te că toate taxele legale sunt plătite, inclusiv impozitul pe venit din vânzarea proprietății, dacă este cazul. În concluzie, acest curs a fost creat pentru a ghida proprietarii prin fiecare etapă a vânzării unei proprietăți pe cont propriu. Este esențial ca aceștia să fie bine informați și pregătiți pentru a naviga cu succes, prin procesul complex de vânzare. Urmând pașii descriși în acest curs, proprietarii vor avea toate resursele necesare pentru a-și vinde proprietatea singur, fără o agenție imobiliară. Dacă consideri, în schimb, că este riscant să faci toate lucrurile de mai sus pe cont propriu, cel mai bine este să apelezi la agenția imobiliară profesionistă Trank Trank unde noi ne vom ocupa într-un mod profesionist de toate lucrurile de mai sus și îți vom vinde proprietatea mai repede, la un preț potrivit, fără efort din partea ta. Contactează-ne pentru mai multe detalii și stăm cu drag la dispoziție.